am ajuns într-un punct critic pentru artele și cultura noastră. Conștiința acestui pericol ne-a determinat în sfârșit să înțelegem că e nevoie de solidarizare și unirea eforturilor. Astfel a luat naștere cu mai puțin de o lună în urmă Asociația Națională a Uniunilor de Creație și astfel a luat naștere și această campanie, Un Vot pentru Cultură, care va cuprinde dezbaterile și congresul despre care v-am vorbit. Sigur putem face ce am mai făcut până acum, adică să așteptăm cu minți acțiunile noi guvernări și dacă acestea nu vor fi cele așteptate și există șanse să se întâmple și așa, vom exclama iarăși neolitic, nu se poate face nimic, trebuie să murim, asta este. Există însă o alternativă, să ne facem auzită în sfârșit vocea și să generăm niște schimbări și reforme în domeniul nostru, reforme care au întârziat cu 10, iar în unele cazuri cu 20 de ani. Ce scop ne propunem așadar la aceste dezbateri? Dorim să identificăm împreună problemele cele mai grave din domeniul nostru și să propunem soluții pentru depășirea acestora. Toate ideile și soluțiile bune de la dezbateri vor fi sintetizate la Congresul din decembrie și vor alcătui o listă de propuneri și inițiative ale tuturor oamenilor de cultură din Moldova adresate forurilor de conducere ale țării. Și, nu în ultimul rând, vedeți că am invitat oameni din teritoriu, v-am spus că ne vom deplasa la Pălți și la Cahul pentru un singur lucru, pentru a ne solidariza în sfârșit toți oamenii de cultură din țara aceasta și pentru a adresa un mesaj comun guvernării și societății și a spune că e timpul în sfârșit să se producă și la noi schimbări.